Ieri după amiază, la Teatrul Maria Filoti din Brăila, în cadrul manifestărilor culturale, artistice și educaționale organizate de primărie cu prilejul sărbătorilor pascale, a fost vernisată expoziția de icoane, ouă încondeiate, broderii și alte obiecte tradiționale, Lumină din Lumină. Obiectele expuse au fost realizate de elevi de la Liceul de Arte Hariclea Darcle din municipiu și de către deținuții din penitenciarul Brăila. La realizarea anumitor exponate au contribuit și lucrătorii din cadrul atelierelor de revitalizare a textilelor tradiționale Brăila, de la Biblioteca Județeană Panait Istrate și de la Muzeul Brăilei Carol I. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, i-a felicitat pe cei implicați în realizarea acestor evenimente. Cred că sunt peste 15 ani de când Primăria Municipiului Brăila, în parteneriat cu Instituția Consiliului Județean și Arhiepiscopia Dunării de Jos, organizează chiar în ziua izvorului tămăduirii o expoziție de icoane, o încondeiate și flori, intitulată sugestiv Lumina din Lumină. Este o onoare că în fiecare an, înalt preasfinția sa, dr. Casian Crăciun, arhiepiscop al Dunării de Jos, este alături de noi, de Corul Bărbătesc Armonia, de această minunată instituție care se numește Teatrul Maria Filoti și care a găzduit mii, poate zeci de mii de spectacole și evenimente culturale. Expoziția este deschisă până pe data de 6 mai, este deschisă publicului în fiecare zi, programul de vizitare fiind între ora 10 și ora 17. La manifestare au participat oameni de cultură, profesori, istorici, oficialități locale și elevi de la școlile brăilene. La final, Corul Armonia din municipiu a susținut un concert de cântări pascale.